Bună dimineața, trafic intens la Arcul de Triumf, nici n-ai zice că suntem totuși sub incidența unor ordonanțe militare care nu ne lasă să ne deplasăm așa cum dorim în această perioadă. Sunt foarte multe mașini și lângă mine vedeți și un echipaj consistent format din polițiști, jandarmi și militari care opresc șoferii și îi chestionează privitor la motivul deplasării și la documentele necesare pentru a ieși din casă în această perioadă. Văd că este o atmosferă foarte plăcută acolo în platou și vreau să vă vorbesc și eu despre atmosferă, mai exact despre instabilitate atmosferică și chiar avem o informare meteo valabilă până diseară la ora 22 care spune că în București și în mai toată țara vom avea parte de furtuni, vijelii, vânt, tunete, fulgere și chiar căderi de grindină și ploile pot avea caracter torențial. Asta înseamnă că se vor acumula până la 25 de litri pe metru pătrat în anumite zone. Este așadar vreme numai bună de stat în casă. Avem temperaturi de vară și ploi de vară în mai tot acest sfârșit de săptămână, care se suprapune, iată, acestei mini-vacanțe de 1 mai. Este și primul 1 mai petrecut la datorie în formă extinsă, iată, de polițiști, jandarmi și militari, pentru că suntem anunțați că ei vor fi în număr mare pe străzi în această perioadă și nu vor fi deloc toleranți cu cei care nu respectă ordonanțele militare și cei care nu înțeleg că trebuie să limităm îmbolnăvirile cu COVID-19. Mesajul Poliției Capitalei, care a dat ieri un comunicat de presă în acest sens, este că trebuie să păstrăm distanțarea socială, să evităm aglomerațiile și să nu transformăm aceste zile în curse pentru cumpărături. Ne avertizează polițiștii că acest 1 mai nu trebuie să ne găsească la grătare în natură, nici la mare, așa cum făceam în anii trecuți, și nici la petreceri. Avem voie să mâncăm mititei doar dacă îi preparăm la grătar în curtea casei noastre. Adina, sunt câteva scenarii pentru data de 15 mai. Cum arată ele? Așa este, în funcție de cum ne comportăm în aceste zile, se iau în calcul 4 scenarii pentru 15 mai și spunea Ludovic Orban ieri că cel din tâi scenariu este cu privire la prelungirea stării de urgență. Urmează un altul de decretare de alertă, de asemenea emiterea unui ordin privitor la epidemie cu risc major și, desigur, varianta a patra, fără nicio măsură specială. Decizia va fi luată însă săptămâna viitoare și depinde de evoluția epidemiei de coronavirus. Dacă nu vom păstra distanța socială în aceste zile, cu siguranță numărul cazurilor de îmbolnăvire va crește și vor fi luate în discuție poate și alte restricții cu începere din 15 mai și nici de cum o relaxare a acestora. Sunt însă și informații pe surse care spun că guvernul se gândește să deschidă din 15 mai cabinetele stomatologice, saloanele de înfrumusețare, frizeriile, parcurile, dar și bazele sportive. E drept doar pentru activități care presupun sport realizat individual. Și spunem ministrul Culturii că printre ultimele care se vor deschide sunt teatrele, pentru că acolo este un risc mare de contaminare cu COVID-19. O situație specială ar putea avea însă Teatrul Național București, care este bine dotat, spune ministrul Culturii. O veste bună vine însă și dinspre ministrul Muncii, Violeta Alexandru, care spune că în această vară ar putea fi totuși deschise creșele, after school-urile și activitățile pentru copii. Rămâne de văzut însă cum vor decurge lucrurile în perioada următoare, dacă vom avea mai puține cazuri de coronavirus sau, din contră, din cauza faptului că, în mod evident, ne-am cam relaxat, vom avea parte de o creștere exponențială a acestora. Cert este că în acest moment avem aproape 12.000 de cazuri confirmate, mai exact 11.978, cu 362 mai multe decât la raportarea anterioară. Bilanțul negru indică însă 693 de victime ale coronavirusului în România, iar la secțiile de terapie intensivă sunt 247 de bolnavi. Ultima informare a grupului de comunicare strategică indică 166.993 de teste, aproximativ 17.000 în plus față de ultima raportare, dar ne spun oficialii, nu vorbim de 16.000 de teste realizate în 24 de ore, ci această raportare include și teste realizate marți după ora 13. Mai avem în carantină și izolare circa 35.000 de români și, atenție, se dau în continuare amenzi celor care nu respectă ordonanțele militare. În ultimul interval raportat de grupul de comunicare strategică s-au dat aproape 4.400 de amenzi, iar valoarea acestora are 8 milioane de lei. Mulțumim tare mult, Adina.